Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la ediția din această duminică a emisiunii Cuvintele Credinței. Suntem în aceste momente în orașul Orhei, la biserica cu hramul Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, o biserică veche, o biserică care a fost chitorită încă de domnitorul Vasile Lupu și care astăzi bucură ochiul atât al orheienilor cât și al turiștilor care vin să o viziteze. Dar ea este în același timp și un sfânt locaș spre care își îndeaptă pașii creștinii pentru a vorbi prin rugăciune cu Dumnezeu. Vă invităm astăzi la Orhei, la Biserica Sfântul Dumitru de aici, pentru a afla mai multe despre acest sfânt lăcaș. Traversând orașul Orhei, în mijlocul lui, aproape de centrul de astăzi al orașului, pe un loc înălțat, așa cum se cuvine unei biserici, își înalță cupolele către cer vechea catedrală voievodală, Sfântul Dumitru. Lăcașul face parte din patrimoniul arhitectural național și este una din cele mai importante, dar și vechi biserici de la noi. Bancnota de 5 lei moldovenești are imprimată pe verso imaginea Sfântului Lăcaș. Deși se obișnuiește să îi se zică biserică, lăcașul de cult are statut de catedrală și găzduiește astăzi Catedra Episcopului Siluan de Orhei, vicar al Mitropoliei Moldovei, care a fost numit în această demnitate în 2016. Mai mult decât atât, este o catedrală voievodală, căci este ctitorie a domnitorului țării Moldovei, Vasile Lupu, ctitor și al multor altor biserici. Catedrala Sfântul Dumitru a fost zidită între anii 1632 și 1636 pe locul unei biserici din lemn, iar în 1637 a fost sfințită în prezența domnitorului Vasile Lupu, aflat în vizită la Orhei, localitate la bunăstarea căreia veghea însuși voievodul. De altfel, grija pentru acest oraș a domnitorului explică și apariția în zona centrală a Orheiului a monumentului lui Vasile Lupu, autorul sculpturii fiind celebrul sculptor român Oscar Han, iar arhitectul Robert Kurz. Dezvelirea monumentului s-a produs în anul 1937, iar după mai multe peregrinări, dincolo de Prut, monumentul s-a aflat în ograda ctitoriei domnitorului. În anul 2001, monumentul a fost readus aproape de locul amplasării inițiale, în centrul orașului.
pe locul unde s-a aflat statuia lui Vasile Lupu din curtea bisericii, a fost edificată o răstignire, pe care scrie: pe mândre plaiuri orheiene, cinstirea noastră se așterne, pentru acei cu spada în mână și preoțimea cea bătrână, pentru fruntașii neamului și pentru gospodarii lui, ce viața și-o sacrificară, sfințind prin sânge această țară. Intrarea în biserică este vegheată de un turn clopotniță în două niveluri. În interiorul clopotniței descoperim portalul din piatră cioplit în stilul frumoaselor tradiții vechi moldovenești. Deasupra portalului se află stema familiei domnești și o pisanie cioplită în piatră în care scrie: prin îngăduirea Tatălui și prin grăbirea Fiului și desăvârșirea Sfântului Duh, începută și clădită această biserică într-un numele Sfântului, Slăvitului, Marelui Mucenic, Izvorătorul de Mir Dimitrie, Făcătorul de Minuni, eu, Vasile Voievod, cu mila lui Dumnezeu, Domn al Pământului Moldovei și Doamna lui Tudosia și copilul lor, Ioan Voievod. Domnitorul Vasile Lupu este prezent într-o pictură murală din interiorul bisericii. Pictura îl înfățișează pe domnitor ținând în mâini ctitoria sa, Biserica Sfântul Dumitru. Catedrala este constituită din altar, naos, pronaos și pridvor. Lăcașul are 24 de metri lungime și 9 metri lățime. Pictura murală s-a păstrat bine în interior. Ea a fost restaurată alături de alte lucrări de restaurare în anul 1939 de către pictorul Petru Remus Troteanu. Bine v-am găsit în această Sfântă Catedrală, pe Meleagul Orhiului. După cum cunoaștem, această Sfântă Catedrală a fost ctitorită de domnitorul Vasile Lupu. Vedem că această persoană, fiind la domnie,
a construit mai multe sfinte biserici, dar cu ajutorul și cu mila lui Dumnezeu vedem că a construit și această sfântă catedrală în anul 1632 până în anul 1636. Timp de 4 ani de zile a fost zidită, iar în următorul an, în 1637, a fost și sfințită. Domnitorul Vasile Lupu, într-adevăr, s-a pus mult efort în această catedrală de a fi zidită. Istoria ne spune că a avut și multe ispite, dar cu ajutorul Dumnezeu, el a fost acel care a ridicat această sfântă catedrală. Parcursul anilor după ce a fost zidită, preoții care erau și clericii au încercat să pună efort mare să o stăpânească și vedem că și până în ziua de astăzi, parohul acestei catedrale cu credincioșii încearcă să o pună o lucrare frumoasă asupra acestei catedrale, ca într-adevăr este o perlă frumoasă a orașului Orhei, pentru care mulți credincioși vin în această catedrală, se închină Mântuitorul Hristos și laudă lucrurile frumoase de credință, la care încercăm și noi cu de-a dinsul și toată stăruința noastră de a încerca să o ocrotim pe această catedrală, ceea ce a făcut Domnul Domnitorul Vasile Lupu, să punem cu o lucrare frumoasă de a se îmbunătăți această catedrală și oamenii venind în această catedrală să se închine lui Hristos și să dea slavă lui Dumnezeu. Pentru că, într-adevăr, ce înseamnă biserica? Biserica înseamnă că este mama noastră, cea duhovnicească. Interiorul catedralei Sfântul Dumitru din Orhei ne adâncește în trecutul neamului nostru prin construcție, prin pictură, dar și prin acea legătură pe care acest interior o păstrează cu generațiile trecute prin numeroasele rugăciuni care s-au înălțat aici pe parcursul secolelor. Astfel, Catedrala Sfântul Dumitru este un locaș de mare preț pentru orheieni, dar și pentru toți noi, care, din mila lui Dumnezeu, ne-am învrednicit să avem o asemenea biserică în zilele noastre. Și astăzi aici se înalță rugăciuni la Dumnezeu pentru toate cele necesare omului, dar și pentru ca Sfântul Lăcaș să dăinuiască într-o slava lui Dumnezeu în acest loc. Orice creștin și călător venind mai departe, intrând în această catedrală, vede arhitectura frumoasă, vede această mozaică, rămâne impresionat de această frumoasă catedrală care este zidită în orașul Orhei. Și, într-adevăr, mulți o au în inimă și suflet,
pentru că le rămâne o lucrare frumoasă pe această imagine în care domnitorul Vasile Lupu s-a pus sufletul și inima. În biserică este și chipul zugrăvit al domnitorului Vasile Lupu, ca să vedem că el s-a pus sufletul și inima în această sfântă catedrală. Așa că mulțumim bunul Dumnezeu că într-adevăr l-a ajutat pe domnitorul Vasile și împreună cu oamenii care s-au pus sufletul de dreaptă credință de a fi această zidită catedrală și în continuare rugăm pe bunul Dumnezeu ca să ne apre de orice primejdie și îndemnăm ca orice om de bună credință să intre în această sfântă catedrală, să dea slavă lui Dumnezeu până la adânci pătrâniții. Așa să ne ajute bunul Dumnezeu. Simplă și măreață în același timp, Catedrala Voievodală Sfântul Dumitru din Orhei atrage privirea oricui trece prin această urbe. Vizitatorii orașului sunt atrași de vechimea și frumusețea acestui lăcaș, iar localnicii au îndrăgit-o ca un odor de mare preț. De această biserică, dar și de grija pe care domnitorul Vasile Lupu a purtat-o pentru acest oraș, până astăzi circulă mai multe legende, transmise din generație în generație. Una dintre ele ne spune că fiul domnitorului, Ioan, era foarte bolnăvicios și chiar că ar fi suferit de o maladie cruntă. Domnul și doamna adeseori își aduceau aici copilul, împreună cu care petreceau zile întregi pe malul râulețului Ivanos, un afluent de dreapta al Răutului, care trece prin Orhei, aerul de aici fiind benefic pentru sănătatea copilului. Astfel, lângă Orhei, domnitorul a întemeiat o slobozie, adică o zonă în care locuitorii aveau pe o perioadă oarecare scutire de bir sau de prestații, iar venitul de aici revenea doamnei sale. Astfel a apărut în Orhei și actualul cartier Slobozia Doamnei. Iar Catedrala Sfântul Dimitrie a fost zidită de domnitor pentru milostivirea lui Dumnezeu și sănătatea feciorului său.
Cea de-a treia duminică a Postului Mare, în care ne aflăm astăzi, este închinată Sfintei și de Viață Făcătoarei Cruci. Și dacă primele două duminici din Postul Mare ne-au învățat despre triumful Ortodoxiei asupra învățăturilor greșite, prin acea duminică a Ortodoxiei și prin duminica Sfântului Grigore Palama, iată că această duminică, a treia, ne îndeamnă să ne îndreptăm ochii noștri sufletești și trupești către crucea Domnului pe care Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, s-a răstignit pentru păcatele noastre și către care ne îndreptăm și noi în aceste momente ale Postului Mare, până când vom ajunge la acea săptămână a patimilor în care ne vom aminti de patimile Domnului pentru noi. Dar trebuie să ne amintim de ele în fiecare zi a vieții noastre, pentru că ele, pentru noi, au fost. În cele ce urmează, rămânem la Catedrala Voievodală Sfântul Mucenic Dimitrie din Orhei, aici unde vom discuta în continuare despre semnificația duminicii de astăzi, duminica a treia din Postul Mare a Sfintei Cruci. Duminica Crucii, a treia duminică din Postul Mare, nu este singura zi de pe perioada anului bisericesc închinată Sfintei și de Viață Făcătoarei Cruci. Dar ea ne readuce din nou în atenție semnul Sfintei Cruci și importanța lui pentru viața fiecărui creștin. Importanța despre care vom discuta în cele ce urmează, împreună cu Părintele Vasile Gavriliță de la Biserica Sfântul Dumitru din Orhei. Părinte, avem astăzi această duminică închinată Sfintei și de Viață Făcătoarei Cruci, a treia duminică din Postul Mare. Să pornim de la semnificația ei și de la momentul, sau mai exact, de la motivele pentru care a fost instituită în această zi a Postului Mare. Ca în fiecare an în Postul Mare, în duminica a treia, Biserica Ortodoxă împreună cu credincioși cinstim Sfânta Cruce, pentru care este rânduit de Sfintele Canoane și Sfinții Părinți, pentru a ne întări în această perioadă a Sfântului Post. Vedem că crucea este un simbol foarte important pentru viața creștină, dar și unii dintre noi avem dreptul de a o purta la pept, de a ne ruga și ne aduce aminte de lucrurile chinuitoare care le-a avut Mântuitorul Hristos pe drumul Golgotei să fie răstignit. Din istoria vieții vedem că Mântuitorul Hristos a avut cel mai cumplit chin ca să-și ducă crucea spre Golgota. Această suferință a avut-o Mântuitorul Hristos, procuratorul Ponțiu Pilat a dat ordin ca să fie răstignit Mântuitorul Hristos. Iar oastea care era de partea acestui împărat Pilat, el striga cu toții ca să fie răstignit. Mântuitorul Hristos putea să adune toate oștile îngerești, arhanghelii, ca să-și ducă crucea fără chin. Dar Mântuitorul Hristos a avut multă smerenie asupra poporului, însuși a fost pus să-și ducă crucea spre Golgota ca să fie răstignit. Din toată suferința acestui chinuri care a avut Mântuitorul Hristos, într-un moment dat cade jos de chinurile și suspinul acestei greutăți a crucii, nu mai poate să-și ducă această cruce
și este ajutat de către un om trecător de la câmp, care este acel Simon Crineanu, care într-adevăr l-a ajutat să-și ducă crucea până spre locul de Golgota. Să știm că fiecare creștin din această viață a fi dorit să-și ducă crucea Mântuitorul Hristos pe Golgota. Dar Mântuitorul Hristos s-a dus odată crucea la locul de stignire și noi avem în această viață a ne închina și de a o slăvi pe acest pământ până la ultima răsuflare noastră. Pentru că unde este cruce, acolo este și Hristos cu noi. Părinte, iată că vorbind despre faptul că Hristos și-a dus crucea, ne amintim și despre cuvintele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, că fiecare om are o cruce în viață sau cel ce dorește să-mi urmeze mie, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie, spune Mântuitorul nostru Iisus Hristos, și de aici deducem că fiecare are de dus o cruce. Mântuitorul Iisus Hristos a dus-o pentru păcatele noastre. Noi ne ducem crucea noastră. Ce înseamnă această expresie de a ne duce crucea și mai ales cum trebuie să o ducem? Din Sfânta Evanghelie vedem că Mântuitorul Hristos ne arată că cel care vrea să se lepede de sine, să ia crucea și să urmeze mie. Ce înseamnă de acest lucru de a ne lepăda de sine și a lua crucea și să mergem pe calea lui Hristos? Această luare aminte este de a ne părăsi toate lucrurile cele rele, de orgoliu să scoatem din sufletul nostru, pentru ca crucea și lucrurile puterii Sfintei Cruci să fie în viața omului. Nu este de ajuns pe acest pământ ca omul să aibă numai crucea. Este necesar să își ia cu toată puterea sa lucrurile frumoase de credință, să părăsească păcatele, să nu fie orgolios și plin de ambiții, ci din contra să urmeze lui Hristos cu fapte bune, cu credință, și făcând acestea să știm că totodată se va lepăda de aceste lucruri negative și va merge pe Hristos cu această Sfântă Cruce, unde omul își poate să ducă o viață liniștită, plină de credință și să urmeze pe Hristos. Orgoliu și acestei lucrări ale omului este și vine mai mult de la diavol. Dacă omul poate să se lepe de aceste lucrări negative, să știm cu totodată că el va fi cu Hristos. Părinte, semnul crucii îl însoțește pe creștin, practic, de la naștere, pentru că la botez preotul îi pune celui nou botezat Sfânta Cruce la piept, spunem de la naștere pentru că botezul constituie o naștere din apă și din Duh. Sfânta Cruce îl însoțește pe creștin pe parcursul vieții, Sfânta Cruce se pune chiar și la mormântul creștinului după ce pleacă din această viață. De ce este necesar ca, iată, creștinul să fie însoțit pe parcursul vieții de semnul Sfintei Cruci? Omul are nevoie în această viață de a fi protejat de un lucru sfânt. De aceea Mântuitorul Hristos ne-a lăsat Sfânta Cruce ca să fim înarmați cu putere duhovnicească, pentru că crucea este acea putere care este să-l apere de lucruri negative, fie mai mult ca diavolul venind asupra omului să-l bântuie la lucrurile negative. De aceea vedem că în Sfânta Scriptură diavolul îmblă ca un balaur să înghite sufletele oamenilor. De aceea omul prin această lucrare a vieții sale este înarmat cu puterea Sfintei Cruci, care nu va pune într-un pericol, ci din contră va fi unit cu Hristos și Sfânta Cruce îl va proteja de toate lucrurile care vin asupra lui. De aceea, într-adevăr, nouă ne este dat această semn a biruinței prin Sfânta Cruce și este necesar ca omul să o poartă fie și la bine sau fie și la rău. Că vedem că ostașii când plecau în războaie, numai decât unii care erau creștini se însemnau cu semnul Sfintei Cruci, zicând o rugăciune și prin acest simbol a Sfintei Cruci ei biruiau orice lucru potrivit pentru Sfânta Cruce care se rugau lui Dumnezeu și se însemnau cu semnul Sfintei Cruci. Iată, și noi, Părinte, ne însemnăm cu semnul Sfintei Cruci ori de câte ori ne rugăm la începutul unei rugăciuni, la sfârșitul unei rugăciuni, atunci când ne aflăm în biserică, atunci când ne rugăm lui Dumnezeu.
Și există și multe îndreptare care ne învață cum să ne facem corect semnul Sfintei Cruci. Este vreo diferență între faptul că un creștin își face într-un fel sau altul semnul Sfintei Cruci și cum trebuie făcută corect Sfânta Cruce? Crucea trebuie să fie făcută neapărat cu mâna dreaptă și nu este bine de a face o cruce schimonosită, pentru că făcând o cruce nu prea corespunzător creștinește, să știm că îl supărăm pe Hristos. De aceea, omul când își face cruce, este necesar să însemneze la frunte, la piept și pe urmă drept și stâng, ca crucea, într-adevăr, să aducă mult beneficiu asupra creștinului, ca să fie protejat și să aducă o lucrare frumoasă de credință. Sunt mulți creștini care, într-adevăr, nu cunosc de acest semnul Sfintei Cruci, făcându-l corespunzător. De aceea, unii din grabă mergând printr un sfânt locaș sau văzând pe străzile orașului o sfântă răstignire, își fac din grabă Sfânta Cruce. Cu tot aceea, este o mare greșeală când schimonosim semnul Sfintei Cruci. Cei care nu cunosc de semnul Sfintei Cruci, că este necesar pentru viața sa să-și facă o cruce corespunzător, care să îl putem chema în ajutor pe Mântuitorul Hristos ca să fie luare aminte la aceste lucrări și să fie protejat de unii lucruri tulburătoare. Cunoaștem și nu ne îndoim de faptul că Sfânta Cruce este dată de Dumnezeu în ajutorul nostru, ne este ca un ajutor în viața noastră, dar sunt unii care neagă semnul Sfintei Cruci, spunând că acesta ar fi fost un instrument al torturii din trecut și nu trebuie cinstit. Ce le putem spune acestora? Cu părere de rău, sunt categorii de oameni care, într-adevăr, nu vor să cinstească Sfânta Cruce. Când aud de Sfânta Cruce, se depărtează și mai mult fac în societate multe dezbinări care aduc neghină asupra Sfintei Cruci, dar și asupra credinței ortodoxe. Aceste categorii de oameni sunt diferite religii care, într-adevăr, s-au depărtat de Sfânta Biserică, de Sfânta Cruce și își fac niște dogme a lor după mintea și priceperea lor. Noi trebuie să venim cu o adresare față de aceste categorii de oameni, cu o adresare frumoasă, iubitoare, pentru că și ei sunt creatura lui Dumnezeu. Trebuie să îi aducem că, cu multe argumente, ce simbol are Sfânta Cruce asupra omului. Este necesar și noi să ne rugăm pentru ei, pentru că ei s-au depărtat de biserică, Harul Duhului Sfânt s-a depărtat de ei și nu au un înțeles foarte bun despre Sfânta Cruce. Ne punem o întrebare: de ce acești oameni s-au depărtat de Sfânta Cruce și nu vor să o cinstească? Vedem că aceste categorii de oameni nu recunosc că Mântuitorul Hristos s-a răstignit pe o cruce, ci din contra pe un stâlp. Nouă ne este rămas în această viață să-i lăsăm să-și ducă această povară a lor, dar totodată când vin cu adresări asupra dreptei credinței ortodoxe, este și necesar și noi să ne implicăm de a le demonstra din Sfânta Scriptură, din Sfânta Evanghelie, ce rol important are crucea și ce chin a avut Mântuitorul Hristos pe Sfânta Cruce pentru păcatele noastre. Deci rugăm pe Bunul Dumnezeu ca, într-adevăr, pe parcursul timpului și a vieții noastre, să ilumineze mintea la aceste categorii de oameni, să se întoarcă la dreaptă credință și să închine Sfintei Cruci, pentru că are foarte mare simbolitate asupra omului. Vedem că la dreapta judecată primul lucru va fi pe cer Sfânta Cruce și cu o luare frumoasă aminte se vor bucura toți oamenii, cei care în această viață s-au închinat Sfintei Cruci. Dar ce vor face acești oameni care au hulit crucea, au batjucurit-o, au scuipat-o și nu au vrut să se închine acestei Sfintei Cruci? Mila și ajutorul Dumnezeu să fie asupra acestor oameni și să lumineze
pe parcursul timpului să vină și să se închine Sfintei Făcătoare de Cruci. De la cei care nu cinstesc Sfânta Cruce, revenim înapoi la cei care o cinstesc și la anumite dispute pe care le putem urmări în rândul creștinilor. Unii creștini se întreabă, sau mai exact spun, că crucea pe care o purtăm noi la piept ar trebui să fie simplă, fără răstignirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos pe ea. Alții spun că ar fi trebuit să fie din lemn, alții spun că ar trebui să fie din diferite alte metale. Iată, în sensul acesta, ce sfat le putem da creștinilor? Cum ar trebui să arate crucea pe care o poartă la piept? Indiferent, omul, fiecare creștin își vrea să aibă o Sfântă Cruce la piept, una să fie cât mai frumoasă, dar cred că cea mai frumoasă lucrare este să fie o cruce simplă și cea mai bogată cruce să fie în sufletul și inima omului, ca prin rugăciunile sale crucea să-l poată ajuta în lucrurile de bună credință. Nu este necesar în această viață noastră să ne punem neapărat o cruce de aur sau o cruce mai mare cu chipul răstignit a Mântuitorului Hristos pe cruce. Indiferent, aceste lucruri sunt trecătoare sau sunt un lucru care ne aduce spre mai mult spre mândrie. De aceea nu vedem ceva frumos și plăcut înainte de Dumnezeu ca, într-adevăr, făcând aceste lucruri de mândrie. Și din contra, trebuie să o punem să fie sufletește și trupește, ca să ne ajute o Sfântă Cruce simplă, dar cu credință, cu dragoste, ca să putem merge pe această viață lucruri frumoase. De obicei, Părinte, în biserici, unde se păstrează și unde se instalează Sfânta Cruce? Vedem că în cadrul Sfântei Biserici, când intrăm, vedem în prima lucrare, vedem și pe teritoriul Sfântei Biserici, vedem Sfânta Cruce. Omul când intră în Sfânta Biserică, imediat se însemnează cu semnul Sfântei Cruci. Pentru că acest semn a biruinței, omul poate să-și dobândească niște lucruri frumoase. De aceea, în biserică, necesar este să fie Sfânta Cruce. Mai vedem în Sfântul Altar, pe Sfânta Masă, neapărat sunt cruci. Omul poate să se închine în orice clipă și în orice moment Făcătoarei Cruci, pentru că această lucrare, omul poate să fie depărtat de multe lucruri rele. De aceea, nu-i necesar că în această perioadă Apostolului, în săptămâna a treia, cinstim Sfânta Cruce, este necesar să ne închinăm numai duminica. Omul poate să se închine oricând semnul Sfântei Cruci, mai ales seara și dimineața și în timpul zilei. Orice lucrare, când o începem, neapărat omul trebuie să se semneze cu semnul Sfântei Cruci, pentru ca să fie ajutat de lucru care vrea să-l facă. Apoi, după ce terminăm acea perioadă de lucru sau de rugăciune, omul totuși trebuie să închine Sfintei Cruci pentru că l-a ajutat în unele lucruri. Deci, ea trebuie să se mulțumim lui Dumnezeu prin acest semn Sfintei Cruci. Și nu este necesar ca numai într-o zi să ne închinăm Sfintei Cruci, ci în orice clipă omul are nevoie de ajutor către Mântuitorul Hristos, dar și Sfânta Cruce. Duminica Sfintei Cruci, Părinte, este considerată și ca înjumătățirea postului mare, care în trecut dura 6 săptămâni, la care se mai adăuga și săptămâna patimilor unită astăzi cu postul mare. Unii creștini s-au grăbit, poate în aceste 3 săptămâni, să meargă la biserică, să se împărtășească și cumva să-și amintească din nou de post în ultima săptămână, așa cum de obicei se crede că este bine sau că se poate face dacă nu au creștinii puteri ca să țină tot postul. Iată, în contextul acesta, ce sfaturi le-ați dat creștinilor pentru ca să continue postul, pentru continuarea postului care urmează? Unii creștini, să zicem că este și o tradiție de la părinți, venind în primele săptămâni, ca să se împărtășească, să se mărturisească și pe parcursul timpului să se poată să se înfrupte. Omul, dacă vine să se mărturisească, să se împărtășească, este o lucrare ca să fie întărit în această perioadă a postului, duhovnicește, cât și trupește. De aceea, omul, după ce a făcut aceste lucruri de credință, nu este necesar ca pe parcursul postului el să se înfrupte de unele lucrări, ci din contra se roage Mântuitorul Hristos
prin Sfânta Cruce ca să-l poată merge pe cărările frumoase de credință, dar și să fie ocrotit de unele lucruri. Prin aceste rugăciuni și lucrări frumoase, să știm că dacă vom face culoarea minte, vom ajunge mai luminați și mai curați la învierea Mântuitorului Hristos și vom da slavă lui Dumnezeu și vom fi cu toții fericiți la învierea Mântuitorului. Părinte, eu țin să vă mulțumesc pentru această discuție pe care am avut-o astăzi aici și în Biserica Sfântul Dumitru din Orhei, această frumoasă și veche biserică, și să vă rugați și pentru noi ca să trecem cu bine și acest post care urmează. Neapărat, biserica întotdeauna este rugătoare împreună cu slujitorii asupra creștinilor, să dea Domnul ca într-adevăr rugăciunile noastre să fie primite acolo sus înaintea tronului Mântuitorului Hristos. Și rugăm pe Bunul Dumnezeu ca să ne milostivească în această sfântă lucrare Apostolului Mare de a ne învrânci la faptele bune și prin Sfânta Cruce să dobândim mântuirea noastră. Pentru că vedem că dacă suntem fără Hristos, este iad nesuferit. Iar dacă suntem cu Hristos, să știm că vom fi în Rai. Amin. Vă mulțumim, Mare. Doamne, știu. Alături de alte sărbători ale Sfintei și de Viață Făcătoarei Cruci, cum ar fi de exemplu Ziua Crucii din data de 27 septembrie, această duminică care a fost așezată cu înțelepciune în această zi Apostolului Mare de către Biserică, ne îndeamnă să ne oprim gândurile noastre asupra sensului Sfintei Cruci, asupra însemnătății Sfintei Cruci în viața noastră creștinească. Iar sensul Sfintei Cruci în viața noastră este unul deosebit, pentru că acest semn al Sfintei și de Viață Făcătoarei Cruci ne-a fost dat nouă de Dumnezeu pentru a ne fi pavăză în viața noastră de zi cu zi, ne-a fost dat de Dumnezeu ca semn al puterii Lui, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, căci cuvântul crucii este nebunie pentru cei ce pierd, iar pentru noi, cei ce ne mântuim, ea este puterea Lui Dumnezeu. De aceea, Sfânta Cruce ne însoțește pe noi pe parcursul vieții noastre, de la nașterea noastră și chiar dincolo de această viață. Semnul Sfintei și de Viață Făcătoarei Cruci veghează la creștetul celui decedat. Crucea este una dintre armele noastre creștinești, de aceea să o folosim cu mare înțelepciune, ca ducându-ne crucea în viața noastră de zi cu zi, să ieșim învingători în lupta noastră cu cele rele, să ieșim învingători în lupta noastră cu cel necurat. Și în felul acesta să ne îndreptăm gândurile, simțirile și toată viața noastră la Dumnezeu. Doamnelor și domnilor, încheiem aici emisiunea noastră de astăzi, iar duminica viitoare, ca de obicei, vă așteptăm la o nouă ediție a emisiunii Cuvintele Credinței. La revedere!